Salut, prieteni! Azi începem o carte foarte tare care se numește The Second Sex de Simone de Beauvoir, pe care mi-am dorit-o foarte, foarte mult și pe care nu am citit-o niciodată integral. Am citit foarte multe fragmente din ea, foarte multe bucățele și le-am analizat în diverse situații, dar nu am citit cartea. Și am pus un story pe Instagram și doar o persoană a ghicit. Foarte mulți ați crezut că citesc The Secret History, pe care am citit-o deja și n-am cum să mai fac un reading vlog despre ea, dar o să citim The Second Sex împreună în nu știu câte zile, dar probabil că scrie videoclip. Pentru că sunt în vacanță acum, am destul de mult timp liber și o să plec de vreo 4 ori cu trenul următoarele 4 zile, așa că o să am foarte multe ore pe tren. Și orele pe tren înseamnă ore de citit. Așa că sper că o să fie o variantă bună. Oricum n-am nimic altceva de făcut zilele astea. De ce mă aștept? Mă aștept să citesc. Pentru cine nu știe, cartea asta este teoretic un eseu feminist scris în secolul 20 de Simone de Beauvoir, care a făcut parte din curentul existențialist francez la vremea respectivă. Și analizează noțiunea vestică a femeii, definiția pe care o dăm femeii, sau era dată femeii în secolul 20 în vest. Și în același timp, știu că am citit un fragment despre cum femeia este analizată din punctul de vedere al celuilalt. Celuilalt care este conceptul, cred că e inventat, oricum e menționat de Said. Se referă la faptul că vedem anumite concepte ca fiind opusul nostru, le vedem eurocentric, pe străinii vedem eurocentric, noi suntem, perspectiva noastră este eurocentrică și îi vedem pe ceilalți ca fiind exotici pentru că noi suntem centru, iar ei sunt în afara centrului nostru. Și cumva la fel, Simone de Beauvoir extrapolează și ajunge la concluzia că femeia e văzută ca opusul bărbatului, dar nimic în sine, nu e nimic ce definește femeia sau nu e nimic, nu există nicio trăsătură considerată s-a luat în seamă care ar defini femeia, ci pur și simplu femeia este opusul bărbatului. Femeia are ce bărbatul nu are, dar bărbatul e centru. Și de la bărbat începem să analizăm. Astea sunt chestiile pe care le știu despre cartea asta, iar acum cred că să începem. Planul pe care l-am cu cartea asta este să citesc pentru două timp de două videoclipuri. Prima carte, prima parte a cărții în videoclipul acesta și să vorbim despre ea, iar a doua parte în videoclipul de săptămâna viitoare. Așa că dacă vrei să vezi partea mai interesantă, o să fie săptămâna viitoare. Iar asta este partea introductivă. Ok, am terminat prima carte din The Second Sex și vreau să vorbim despre asta. Prima carte analizează cumva istoria femeilor și istoria societății în care femeile au trăit. Iar primul capitol se referă la destin. Și prin destin analizează biologia. Și la biologie m-am pierdut puțin, pentru că analizează foarte multe idei despre experiența femeii și a femelei și a masculului în animale, și le compară cumva și apoi ajunge la perspectiva femeii și a bărbatului din lumea în care trăia ea în secolul 20. Dar asta a fost prima parte și după aceea îl menționează relativ pe Freud în capitolul 2. Nu sunt sigură că pot să vorbesc despre asta pe YouTube, dar analizează foarte interesant perspectiva între dorințele fetei și dorințele femeii
și dacă ați citit puțin Freud, cred că știți la ce mă refer. Dar, iar apoi, în partea a treia, vorbește mai mult despre, analizează femeia din punctul de vedere al unor autori și vorbim despre Stendhal, de D.H. Lawrence și alții, ceea ce nu știu cât m-a interesat atât de mult, adică e o carte din care, cu fiecare pagină pe care o citeam, mă gândeam, doamne, cum poate femeia asta să știe atât de multe lucruri și mi-aș fi dorit să știu, ea era interesată de filozofie și cu toate astea știa atâtea lucruri despre biologie și anatomie și despre lumea animalelor și nu cred că o să ajung vreodată să știu toate lucrurile astea. Dar mi s-a părut foarte, foarte interesant și mi se pare că cumva mi-a dezvoltat și cultura generală, adică e o carte despre femei și despre feminism, dar nu are, e foarte interesantă și pentru cultura generală. Iar apoi, cumva partea a doua, adică cartea a doua, eu am, în ediția pe care o am eu, e o singură carte care e împărțită în două. Prima carte are aproape 300 de pagini, iar cartea a doua are restul până la 800. Dar cartea a doua se referă cumva la viața femeii de acum și viața femeii în societatea ei contemporană. Și partea asta mi se pare mai interesantă, ceea ce o să citesc săptămâna viitoare. Și vreau să vă citesc niște citate care mi s-au părut interesante și pe care le-am reținut. Și primul este primul rând din carte. Și spun așa. Woman, very simple, say the fanciest of simple formulas. She is a womb, an ovary, she is a female. This world is sufficient to define her. Apoi mai avem câteva. From puberty to menopause, woman is the theater of a play that unfolds within her and in which she is not personally concerned. Ceea ce din nou mi s-a părut foarte interesant, e o metaforă foarte faină. Iar apoi vorbește tot în capitolul despre biologie, despre cum anatomia femeii cumva o definește, dar este străină, pe când anatomia bărbatului e cumva mai activă și bărbatul cumva se identifică cu corpul pe care îl are în mare parte, pe când în corpul femeii se întâmplă mai multe schimbări care față de ea sunt străine. Și zice, woman, like man, is her body, but her body is something other than herself. Și alte câteva, mi s-au părut foarte, foarte, foarte multe interesante. Eu am vrut să citesc cartea asta pentru că este o carte de referință, în primul și primul rând. Iar în al doilea rând, mi se pare că știam că o să mă surprindă prin volumul de informații și sunt convinsă că o să-mi clarifice foarte multe lacune pe care le am și lucruri la care nu m-am gândit. Dar sunt foarte curioasă să văd cum va fi partea a doua, pentru că aia cred că o să fie cea mai interesantă. Așa că, dacă aveți cartea, citiți-o. Dacă nu aveți cartea, faceți rost de ea cumva. Și cam atât.